FCSB are o șansă mare de a se califica în play-off-ul UEFA Champions League după ce a remizat în prima manșă a turului 3 preliminar scorul 1-1 cu Sparta Praga. Campioana României are o istorie pozitivă cu echipele din Cehia. Ultimele două calificări în play-off-ul ligii FCSB le-a obținut tot după duelul cu cehii. În vara anului 2016 o elimina în turul 3 preliminar chiar pe Sparta, iar un an mai târziu pe Victoria Pâljen. Mai mult, drumul Stelei spre finala Cupei Campionilor din 1989 cu Milan a debutat cu o victorie superbă tot pe terenul Spartei Praga. A fost 5-1, goluri marcate de Lăcătu și Hagi de câte două ori și Tudorel Stoica. Returul se va disputa pe un stadion Ghencea sold out. Vedeta formației Sparta Praga este fundașul central Martin Vitic, 21 de ani, jucător cotat la 12 milioane de euro. Dacă trece de cehi, FCSB se va lupta pentru grupele Champions League cu învingătoarea dintre Malmö și PAOK-ul lui Răzvan Lucescu. În Suedia a fost 2-2. Dacă în schimb vor fi eliminați de Sparta, roșialbaștrii vor întâlni pe LASK Linz în play-off-ul Europa League, locul 3 în Austria sezonul trecut, după Salzburg și Sturm Graz.